Consilierii locali au aprobat în ultima ședință din acest an asocierea municipiului în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local, Transport Metropolitan Sibiu, precum și aprobarea actului constitutiv a statutului. Faptul că între Sibiu și localitățile din jur se vor implementa linii de transport în comun i-a bucurat pe cei care acum străbat cu greu aceste rute. Dar până să ajungă în municipiu cu autobuzul, va mai trece ceva vreme, cel puțin un an și jumătate, după cum spune primarul Astrid Fodor, și asta pentru că parcursul birocratic este greoi. Lucrările la prima parcare etajată din Sibiu înaintează nesperat și neobișnuit de repede față de alte lucrări publice. Dacă în octombrie stadiul lucrărilor era la jumătate, acum, după o lună, acestea sunt undeva la 90%. Mai sunt doar câteva lucrări de interior de finalizat, iar apoi sibienii vor putea folosi parcarea. Nu se știe încă dacă va fi percepută o taxă pentru acest lucru. Profesorii sibieni din învățământul preuniversitar afiliați Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret protestează luni în fața prefecturii Sibiu față de majorarea salarială de doar 50 de lei propusă de guvern. Aceștia spun că sunt umiliți în continuu, iar această situație nu mai poate continua. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.